Da, mulțumesc frumos. V-am făcut foarte multe interpelări pe această problemă la minister. Marea majoritate a semnatarilor acestui proiect de lege sunt vânători. Eu nu pot să votez împușcarea niciunui exemplar. Cu tot respectul, nu pot. Dar să știți că este doar una dintre măsuri care nu poate să rezolve problema. Pentru că, de fapt, problema cu urșii se va rezolva în momentul în care le veți reface habitatul. Urșii au stricat habitatul, ați distrus pădurile, ați permis să se construiască vile în pădure, de aceea toată Valea Prahovei este în situația în care urșii se duc peste oameni, de aceea uitați-vă că nu au cu ce să se hrănească. Înainte de 89, pădurarii hrăneau acești urși. Este foarte interesant că eu mă adresez dumneavoastră și dumneavoastră vorbiți cu alții. Cam asta este atitudinea pe care o are guvernul atunci când este interpelat de anumite persoane. Deci, refaceți habitatul urșilor, puneți pădurarii să hrănească urșii, astfel încât să nu mai fie nevoie să se hrănească, pentru că oricât i-ați omorâ, până la urmă ei se înmulțesc, dar cei care rămân vor trebui să fie hrăniți. Ei nu mai au niciunde trăi, nu mai au nici cu ce se hrăni și mă scuzați, ce învățați dumneavoastră oamenii când se întâlnesc cu ursul? Ce să facă? Să fugă? Ia fugiți dumneavoastră să vedeți cum vă prinde ursul. Nu ai nici o scăpare atunci când te întâlnești cu ursul. Poate doar să fii în mașină, să bagi în a întâia și să fugi cât te țin puterile mașinii. Credeți-mă și vă spun din proprie experiență, când se apropie 4-5 urși de mașina ta, nu ai altceva de făcut decât să fugi. Este și filmat pe Transfăgărășan. Deci nu veți rezolva problema așa. O să-i omorâți pe toți și o să ajungem ca alte țări de nu o să mai avem exemplare. Faceți, vă rog frumos, reîmpădurire, puneți-l și pe fostul prim-ministru prezent în sală să reîmpădurească acolo unde a fost toată pădurea tăiată la ras. Puneți-vă inclusiv pe prietenii din UDMR care au ras toate pădurile să le reîmpădurească, puneți-i pe toți foștii parlamentari să reîmpădurească acolo unde au distrus absolut tot și să hrănească evident urșii și atunci probabil că vor avea habitatul lor refăcut. Mulțumesc!